Pe 1 iulie intră în vigoare salariul minim 1050, da? Și la 1 ianuarie 1200. Ce au dreptate oamenii este că practic am tot împins de jos și s-au aglomerat toți la salariu minim. Și chiar vreau să vă rog să discutați, să găsim soluții. Bun, liderii sindicali își fac treaba lor, strigă puțin să-i vedem la televizor. Dumneavoastră lucrați serios ca să găsim soluții pe care însă să le putem după aceea și ține pe termen lung. Că nu vreau să spunem da așa sub o presiune și mâine să nu mai fie bani. Deci vreau să fie lucrat serios.